Bună seara, da, încă încerc să-mi dau seama de ce mi-a dat roșu, pentru că la prima fază i-am cerut să-mi dea faul, nici măcar nu l-am înjurat sau ceva, apoi vine, se apropie de mine și îmi spune că îmi arată el cine e și apoi mă înjură. După 2 minute oprește meciul ca să-mi dea galben. Nu înțeleg de ce, n-am întâlnit în viața mea și ceva, chiar nu pot să-i explic. Apoi îmi dă al doilea galben pentru nimic. Tu spui de fapt că nu tu ai înjurat arbitru, ci că arbitru te-a înjurat pe tine. Da, păi dacă îl înjuram, nu trebuie să-mi dea roșu direct. Nu i-am spus nimic, i-am reproșat, dăm faul și vine lângă mine și îmi spune, nici măcar nu mai era atent la joc, îmi spune, hai că-ți arăt eu cine sunt și mă înjură. După 2 minute oprește meciul să-mi dea galben și apoi să mă dea afară. Deci, din ce s-a văzut la televizor, primul galben pare a fi dat pentru o intervenție mai de mult, care n-a fost penalizat atunci și apoi când s-a oprit jocul a venit cu galben. Da, a fost faul la mine și eu i-am cerut faul. De ce nu-mi dai faul? Faul pe care l-ai fi comis. Nu, păi eu era mingea la mine, cum comiteam eu faul? Eu i-am cerut să-mi dea mie faul și dă mie galben. Vine, mă înjură și după oprește meciul la prima fază să-mi dea galben. N-am pomenit și ceva în viața mea. N-am ce să mai explic. Și sigur nu l-ai înjurat și tu pe el atunci, după Nu, primul galben? nu, a doua oară am protestat, i-am zis că de ce, că... Și mi-a dat al doilea galben. A vrut să-mi arate, cum i-a spus în prima fază, cine e el. Au fost și alte faze care... Nu, a fost prima oară când am comentat. I-am zis alte doar faze să-mi în dea faul. meci care nu v-au convenit, cum l-a judecat arbitrul? Nu știu, nu vreau să mai vorbesc. Degeaba vorbim acum. Însă totuși o altă întrebare legată de acest, așa zis, conflict între ghilimele. Ai mai avut vreo coliziune cu arbitrul în alte partide, cu Marcel Bârsan? Nu, nu sunt genul care să... Păi nu tu, dar poate el. E prima oară când mă arbitrează. Nu am avut nicio treabă, nu știu. Antrenorul ți-a spus ceva? Încă n-am apucat să vorbesc cu antrenorul. O să așteptăm, o să avem ședință acum și vedem. Să vorbim puțin și despre meci. Este a doua înfrângere a voastră după cea de la Craiova. Faptul că totuși ați îndeplinit obiectivul pe care vi l-ați fixat la începutul sezonului, intrarea în play-off, v-a făcut să fiți ușor demotivați acum în play-off? Nu, cum să fim demotivați? Dai seama că orice echipă ne dorim să câștigăm. Asta e, atât s-a putut. Încercăm să ne revenim la meciul următor și să adunăm puncte.